Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vai, săracă, mamă, că vede Dan Andreea. Concurent nou! Da! Ce faci, Robert? Sunt română. Bună ziua! Stai cu paharul așa pe jos? Robert, îmi pare bine. Andreea, îmi pare bine. Bine ai venit! Mulțumesc frumos! Pune-l acolo pe măsuță, dar te deranjează. Mai ok decât mă așteptam să fie. Dar să trecem la subiect. De ce în casa iubirii? Am zis să încerc. Poate aici îmi găsesc iubirea, dacă în viața reală nu pot. De ce nu poți? Mereu există ceva ce nu, ori nu-mi place mie, ori nu-i place ei. Ce nu-ți place ție? Ce nu ți-a plăcut ultima dată? Copilă, la gândire. Nu suport, nu mai pot. Nu mai crescut poți. Și nu mai pot. Nu mai pot. Psihic mă terorizează lucrul ăsta. Mai măricică un pic. De ce nu îți alegi mai măricică? Mai cu experiență. La ce e? Nu. Ești tu prea copil? Nu cred. Ai încercat? Încercat, da. Și n-a fost ceva serios. Adică a fost o relație platonică, așa. Am înțeles. Ce-ți dorești de la femeia de lângă tine? Să mă înțeleagă. Să fie matură la gândire, nu neapărat la vârstă, nu mă interesează vârsta. Calmă, să nu înceapă să se exteriorizeze, să urle, să... Că după poate încep și eu și n-ajungem nicăieri. A, deci și tu? Plătesc cu aceeași monedă. Au. Și mai ce? Ce caut la o femeie? Da. Să aibă planuri de viitor. Cum ar fi? Să-și dorească să progreseze în viață. Mai mulți bani, altă casă, altă mașină, copii... Să nu stagneze unde e. Și dacă le are deja? Nu există să vrei să te oprești tu de acolo. Pentru... Încă o casă sau? Da, nu există să te oprești cu ce ai. Mereu trebuie să vrei mai mult. Foarte bine. Bun. Dar tu? Și eu vreau. Și tu pe partea ta? Am terminat facultatea, acum trebuie să mă apuc să... Mă îmbunătățesc, cum se spune. Să progresez viață, statutul social, tot. Tot. Doamne ajută să-ți iasă, Doamne ajută să-ți găsești ce dorești aici, în casa iubirii. Mulțumesc frumos. Acestea fiind spuse, ați vorbit cu el? Da, puțin. Puțin? Da. Mai vreți? Nu. I-am pus câteva întrebări, deja nu mai știm ce să-l întrebăm pe băiat. Da, nu. Ați ajuns în punctul ăla? Nu. L-ați întrebat de zodie? Da, e Leu. Zici băieții că o să mă întrebe de zodie ăsta. Normal. Aici e casa iubirii. Astrologice. Kinga? Întrebări? Da, nu, l-am ascultat, e ok. Xenia? Alexandra? Nimic. Edan, trebuie să vă și strâmbați. Eu par așa, interesant. Nu știu ce întrebări. Fetele sunt cu întrebările de obicei. Eu doreau doar să spun ceva. Am întrebat dacă e de aici, din București. Ce faci? Îmi doream să... Uite, îți spun că în casa iubirii o să maturez mai multă experiență cu oamenii, mai ales după facultatea care ai făcut-o. Cred că o să înțelegi foarte bine și mai bine oamenii cu care stai, cine te înconjoară. O să-ți fie un fel de practică. Les multă șerpărie, înțeleg? De ce? Dacă te uiți la mine, vezi asta? Nu, absolut deloc. Nu. Eu sunt glumeat. E vorba de șopârle, era. Nu e aici în casă șopârle. Rămâne să vedem ce o să se întâmple. Bine, atunci, îți impumne și te invit în casa băieților. Și mulțumim de flori și de prăjituri. Mulțumim. Hai că nu ai mâncat. Să rămâne. Doar două bucăți. Ați furat prăjituri din frigiderul. Oare să le dăm? Eu mi-asum. Nu. Abia așa să mănânc. Și cu ciocolată. Eu n-am mai băut. Păi nu vrea așa. Să nu se sperie. Am trimis la el acasă că avem lucruri serioase de vorbit și am zis să nu se sperie. Da. Că cine știe ce. Da, arată bine prăjiturile. A venit el cu ele sau le-a găsit pe aici? Eu vreau un pic din spate. El personal le-a adus. Nu ne-a spus nouă să le cumpără. Cu el. Cred că e pentru doamna Andreea, nu? Pentru casă. Ca să fie casa... Cu flori. Cu flori. Da. Cu flori. Frumos. E frumos. Ia zi, cum a fost? Mai bine decât mă așteptam. Ai avut emoții. Am avut emoții, mă. Am văzut și noi, a fost și ok. Puțin. Dar de ce te-ai dus și ai pupat-o direct pe Bianca? N-am putut să mă apuc. Lumesc, n-am văzut. Bă, n-am văzut. Mă rog. Deci pentru Maria te-ai... Pentru Maria te-ai... Era mai calmă, a?
ce-mi place. Deci, am uitat de mesiune, am zis că am fost gagicară mare și nu m-am păsat. Îmi place că ai fost sincer, că ai zis direct, ăsta sunt, ăsta sunt, bravo. Când m-am înscris inițial, da, dar după am văzut că ești... Da, știu, am înțeles, doar ziceam. Ai dat? Și da. Care ți-a plăcut mai mișto? Păi cel mai mult am vorbit cu Larisa și cu Bianca. Doar Bianca era... Bianca vorbea, da. Așa, vizual, ți-a dat atenția? Toate sunt frumoase. Nicoleta, unde este scrisoarea? Am ascuns acolo. Te rog să o iei, să o pui la loc în pic. Ai greșit. Cum ești? Mai bine. Mai bine? De ce ai acceptat? Pentru că sunt conștientă că o să fie anumite teste și în afară. Poate multe relații în general simți nevoia la un moment dat de o pauză. Eu n-aș face niciodată asta pentru că cel puțin eu nu cred în pauză. Dacă odată s-a terminat, nu... De asta, pentru că eu aveam 100% încredere în el că o să trecem testul ăsta și nu voiam să dau de înțeles nici măcar pentru o secundă că nu am încredere și de aia nu mă risc. Doar de asta ai făcut asta? Eu am încredere în el. Eu am încredere în el. Eu am băgat mâna în foc că vei refuza. Și eu, inițial. Eram tot aici cu ea, chiar vorbeam și la un moment dat s-o gândi și am ce să fac, ce să nu. Și noi vorbind aici toate, ne-am dat și noi cu părerea și eu acceptat. Felicitări pentru curaj. Ai primit reacția așteptată? Nu știu, că nu prea am văzut nimic. Atât cât ai văzut, prima reacție contează. Că dacă lăsam să degenereze... Spus că l-am dezamăgit. M-a durut. Dar... Da, eu am auzit niște discuții la date între voi. Să nu vă supărați niciodată până nu vorbiți. Comunicarea e totul. Să vorbiți absolut tot. Să... Exact, și nu mi-e... Nu o să trageți concluzii până când nu o să vorbiți între timp. Să. Și în gură e ușor. Și ce-a făcut? S-a supărat instant. Da, de ce? Nu știu, eu chiar am zis că eu n-aș fi crezut. Dacă eram în locul lui, n-aș fi crezut nici măcar o secundă. Aș fi zis că sigur glumește, n-are cum. Și că a cerut de foarte multe ori să vină să te vadă, să vorbească cu tine. Dar chiar nu s-a putut. Au fost alte momente, au fost alte discuții. Băiatul nou trebuia să intre. Și oricum, ai renunțat. Nu pot. M-a durut mai tare ceea ce am zis eu. Te-ai descurcat bine pentru început. Mă pregăteam așa să te felicit cu un Oscar. dacă reușeai până la capăt. Am luat și eu aici scrisoarea. O să facem conexiunea. Și vă voi spune... O să-i spun? Sau nu? Cine vrei să-i spună? Dumneavoastră. Eu nu pot să mă uit în ochii lui și să spun asta. Succes! Am promis că nu mai plângi. Pregătită de orice reacție, da? Lasă-l să se răzbune pe mine. Nu știu. Vă uitați cu ochii blajini la mine, căci nu veți ști care va fi următorul test. Și n-o să aveți ce... semn să faceți cu partenerul. Inventăm până atunci. Am testat apele să vedem ce se întâmplă. Nu o să ne repetăm niciodată. Vom face alte și alte și alte teste. Bun, hai să facem conexiunea. Hai că continuăm. Bună ziua! Bună ziua!
spune. Bine! V-am oprit prăjitură la rece, frumos pus acolo pentru dumneavoastră. Au mâncat fetele. Am oprit eu în partea asta. Da? Da. Asta am auzit. Și două s-au mâncat. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Nu cred. Mulțumesc, mulțumesc. Vreau să stau cu ei. Sorin e supărat, doamna Andreea. Nu știu dacă vine aici. Da, da, știu. Ce faceți? Ce ne plictisim. Vorbeam cu băiatul ăsta, nu, al nostru, Robert.